presente. A raportar que eu diria que não gosto de luz. Eu que volto. Specialiști în domeniu care cunosc, să vedem care sunt problemele și să discutăm. Așa că eu vă rog direct la subiect. Telefonul de urgență toată lumea vorbea de 512, deci când am implementat la mobilizare, că este destul de repede vorbit, că este și destul de scump. Deci noi am mers pe altă cale. Deci am mers deci, pe calea deci, de concentrare a telefonilor într-un dispecerat unic, este vorba de partea din nord. Chișinău, deci la fel, deci va fi un dispecerat centru și sud plus Găgăuzea. Înseamnă că dispecerat nord va deservi 12 raioane, deci la ziua de ieri deja lucrează, primesc apelul de 9 raioane. Rămâneți să ne corectăm, deci, Soroca la acest dispecerat unic. Deci forțele, deci mijloace, sunt antrenate din raion, sunt antrenate din altă parte și pot să intervin într-o situație. Deci vin cel mai apropiat. În momentul în care deci, sunt două ori trei și într-un raion și n-am cine să le acopere, deci iau și vreau să vin cei care sunt lideri. Una la mână. A doua, deci se duce, este o concentrare de informații într-un singur punct, într-un singur loc. Măsura de este aici la față lucru, este mult mai operativ decât în momentul în care deci, toți sunt rezervați. Supremit, deci, este informații într-un centru, aici s-au așezat și s-au apreciat. Cine iese? Iese medicina cu poliția? Bine. Iese medicina cu pompieri? Bine. Iese și medicina și pompieri, deci este și poliția? Bine. Smerește și hotărâi tu. Fără ca să... Acum am și smerește. Vă dau un singur exemplu. Deci, accident rutier. Ies la fața locului medic și pe acolo incarcerare. Sună la poliție. Ies poliția, a venit după asfalt, că nimic, deci sună la 90. Și atunci, deci, timpul de răspuns la intervenție, deci el se mărește foarte, foarte mult. Se întâmplă, deci, fie accidentul, fie fizic, am un accident cu multe victime, deci urmează să fie lăsat prin efibrit. O parte din alenții au fost duși în Chișinău, deci o parte au fost dus, cei decedați au fost dus cu o parte la morgul în Chișinău, altă parte la Gomit. Cei sinistrați au fost duși în 34 spitale. În la urmă, deci căutau, deci, este un sat, la cine se apelăm, la parte. Am avut un caz, deci când 8 cetățeni în Cuși Moldova au decedat sub Moscova, în accident rutier. Rudele sunau și nouă, și la MCS în Rusia, și la ambasadă, și la poliție, și tot nou. Până când deci au aflat, totuși, unde s-a aflat deci este concret, rudele lor le-au fost foarte greu, deci, ca să afle, deci, în scurt timp, calitativ, unde s-a aflat rudele lor. Practic, mergem paralel, dumneavoastră, se extinde cu dispeceratul la 11 raioane, tot municipiul Bălă. Noi 11 raioane, municipiul Bălă, la 12. Deci, ca să mergem cu aceeași hartă de acoperire subdiviziunilor teritoriale. Deci, vreau să vă raportez că inițial, deci, data de 21-11-2013, deci au fost pornite 4 raioane plus municipiul. La moment avem 3 sisteme de legătură. Deci, sistemul de legătură telefonic Orășănesc 901 și câteva linii Orășănesc. Sistemul de legătură cu subdiviziunile amplasate în teritoriu și sistemul de telefonie corporativă. Și un sistem care nu este prea dezvoltat la moment, dar avem acoperire până și pe gost, asta e sistemul de legătură radio. Nu erau dotate cu sistem de documentare a apelantului, adică de identificare lor. Aici am introdus acest sistem și automat s-a redus. A doua prioritate care noi avem, deci cred că cunosc și dispecerații de poliție și problema și a noastră, operatorii telefoniei mobile nu se țin de principiu, nu au principiu administrativ teritorial. Deci contactând 901, de la marginea Bălțului, merim la Sângerei, merim de la Sângerei la Zelenești, chiar ultimul accident rutier care a fost la Sângerei, deci apelul la noi, la 901, o părere la Zelenești, după aceea să fie transmis la Sângerei și să se deplaseze la fața lor. Creând, regionalizând telefonia de dispecerat,
noi practic acoperim toate lucrurile astea și cetățeanul nu să fie, nu să aibă o problemă ca să discute cu dispeceratul. Prima unitate, nicătând că nu se ține de principiul administrativ teritorial, este o unitate din teritoriu cât e mai aproape. Noi avem sate, spre exemplu, care sunt mai aproape de la nord, mai aproape de Telenet, decât Sângerie, atunci este unitate de Telenet. Nu că toate lucrurile astea, noi mai avem posturi care sunt amplasate iarăși în diferite sate, subordonate în plan operativ, dacă sunt comuni cu administrația publică locală, iarăși nu. Deci avem o dirijare mai eficientă cu forțele și reducem timpul de răspuns. Dacă forțele de reacție sunt disconcentrate, atunci dispeceratele sunt concentrate. Deci subordonarea dispeceratului teritorial e subordonat aparatului serviciului. Secție operativ serviciu. Deci nu subordonează direcții, nu sunt chiar dat fizic, i-am lăsat aici. Le-am făcut lucrurile așa, deci după formula de fapt care am văzut la colegii noștri din Europa. Poziția noastră. Sunem la dispecerat aici pentru organizarea lucrului. Noi plecăm în fața locului fără probleme și organizăm lucrul. Dar cum... Dacă îmi permiteți, domnul ministru, deci poziția noastră, de fapt, care ne-am întâlnit aici, ca să dispeceratul care îl propunem să fie integrat din 901, 902 și 903. Ierarhic se păstrează sub linie de activitate, dispecerul de la poliție gestionează semnalul poliției, medicina gestionează medicina, pompieri, salvatori gestionează semnalul. Dar fizic, să fie a doua parte a ședinței noastre, fizic se propun ca să fie între aceiași încăpere. Colegii noștri vreau să spună că ai, uite, proiectul, pilot și care sarcină acestui dispecerat. Asta nu înseamnă că voi, la nivel teritorial, a să vă dispară a voastră dispecerată. Voi să aveți registrul 1, registrul 2, da. Tot așa. Da. Deci, aici fapt... este vorba că odată cu primirea apelului la dispecerat, fie un accident de așa este ultimul, din păcate, șapte decedați, redicționează imediat forțele care sunt. Noi, la nivel poliției, avem, care nu este legat de teritorial administrativ, INIP-ul, care patrulează tot nordul, care poate să intervine primul la fața locului, dacă este nevoie de asigurat, pază, așa de ceva mai departe. Și totodată, eficiența. Se duc toți, deodată. Și protecția civilă, salvători, descarcerare, medicină și poliție. Când se dă informația, de exemplu, de la dispecerat, deodată o dau în sector. În sector, este așa cum la noi la început. Anchetator, poliție criminală, poliția municipală, foarte bine. Deci, dispecerul dumneavoastră a spus că sigur, eu înseamnă toate forțele și mijloace din teritoriu, nu doar deci, de la Ion, dumneavoastră sau toată zona aceasta, nu. Deci, în față cu toate forțele mijloace, unii și din EPE, unii și din Sipoiști. El să aibă dislocarea, dispeceratul, să cunoască. Astăzi, un șef la patrulare, de exemplu, 10 mașini din zona nord. El cunoaște dislocarea, el cunoaște situația, cât grupe operative la Bălț, la Sângerie, la... El asta cunoaște. Și el văzând, având tot tablou și parvenind de apelul, el îndreaptă pe dumneavoastră, urgent, dar și toți trei noi suntem grave, dispecerat, aha, e cazul să iasă salvatoria, sau nu e cazul să iasă. Deci, este o comunicare mai eficientă. Problema cea mai mare ar fi pregătirea dispecerului. Da. Pe care cea mai mare instruirea lor, vă dați seama, între zi o decizie corectă. Dacă cineva trebuie stat, noi deja probleme cu care valiniere am deja împășit. Vreau să vă spun exact, noi am făcut conectarea raioanelor treptat, 1-2 raioane din zona de nord, treptat au fost conectate la dispeceratul centralizat. Acum, din la 1 decembrie, noi absolut toate 11 raioane plus Bălțu activează în cadrul dispeceratului centralizat. Vreau să vă spun că de când am implementat dispeceratul, clar că au apărut și probleme foarte multe de ordin tehnic. Și aici sunt probleme cu care o să vă întâlniți și dumneavoastră numai decât. Din start, noi am preconizat că avem în jur de 1000 de solicitări pe toată zona din nord. Nici la 700 n-am ajuns de când am început să activăm. 700 am avut solicitări de servicii. Clar că apeluri avem până la 900
maximă. Dispeceratele din raioane, toate au rămas să activeze în continuare, pur și simplu informat de despre solicitare, o primim de la bloc. Dispecerul nostru, în dată, redirecționează solicitarea dispecerului din raion. Odată cu în formă scrisă, îi apare pe calculator, pe monitor, dispecerul din raion, îi apare aveți solicitare și din printer își scoate pe hârtie, familie, numărul de telefon numai decât a solicitantului. Și dispecerul din raion mai departe cu solicitantul, punctele de retier, că nu poate ști dispecerul de la Bălți, la Corjăuț, unde, la care biserică, oriunde așteaptă. Adică formula de acreditație există, nu ceva... Dar nu este centralizat 902 și îl indicționează fie la Ciocană, fie la Așteaptă, în dependență de unde s-au comis stradă și așa mai departe. Întrebări, nu pot să se soluționeze întrebări. Nu, 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 este exemplu Chișinău. Are municipiu, direcția are 5 sectoare, care le gestionează pe toți 5. Și redicționează și coordonează activitatea tuturor forțelor. Dar pe lângă asta, Ciocan are dispeceratul său, primește apelul și se pare, da. Dacă vine la telefon sau vine omul și se adresează cu cerere. Nu e o problemă. Dar vine centralizat pe la municipiu 902. Și atunci operatorul face legătură. Acum vede că vă fac legătură. Ridică, da. Și vorbești cu persoana care a sunat la 902. Vrem, noi nu vrem dispeceratul, vor fi. Dar trebuie să căutăm soluții. Și dacă te prede, dacă și să fie monitoare, și camere interactive, și pus asta să fie cu echipajele, care patrulează, vede. Dispecerul din dată poate să redicționeze, până ce vine grupă operativă. Dar cum? Înțeleg că acele 8 ani care vorbim, trebuie 3 operatori. Facem regimul de testare. Iarăși, este din... De pe interior am găsit resursele unde să identificăm operatorii. Dumnealor, i-am luat la Chișinău, i-am instruit sub tot, acum în regim de testare sub fel. De când conectăm celelalte rări, posibil că o să mai adăugăm un operator, dar iar o luăm în calcul progresele medicinii care le-au făcut, e imposibil teoretic să ajungi la practic. Aici mai avem încă o problemă că operatorii trebuie să iei numai decât operatori de rezervă, deoarece luând în calcul, noi anul ăsta n-am avut calamități naturale, n-am avut situații ieșite din comun, dar în cazul când se întâmplă ceva... Deci este calculatorul care ne vine în caz că nu există un incendiu la o întreprindere și vine automat semnalul încoace. Și iarăși e ceva nou, în Chișinău tot testăm lucrurile astea.